Știri externe acum, Statele Unite vor acorda noi ajutoare financiare Republicii Moldova pentru a o ajuta să se distanțeze și mai mult de Rusia. Politicienii proruși au încercat să creeze probleme în timpul vizitei secretarului de stat american, însă au fost întâmpinați de forțele de ordine. În cadrul vizitei oficiale de la Chișinău, secretarul de stat american Antony Blinken a promis Republicii Moldova mai multă asistență financiară, astfel încât să-și diversifice și mai mult sursele de energie. I'll have a chance to tour one of your main substations here. And I'm happy to announce that we will also be dedicating $85 million, part of the $300 million USAID, and that in turn will strengthen your energy resilience, strengthen your grid. The gas corridor as well, from Greece to Moldova, will further help wean you off of Russian energy. Antony Blinken a mai reafirmat și sprijinul Statelor Unite pentru progresul Republicii Moldova în vederea aderării la Uniunea Europeană și în domeniul securității energetice. I'm announcing that we'll be working with our Congress to provide an additional $50 million to further advance these efforts, from reforming the energy and agricultural sectors to pushing back further against disinformation. De la o dependență totală față de resurse energetice rusești, astăzi cumpărăm gaze naturale din mai multe surse, inclusiv din Statele Unite, având astfel opțiuni mai accesibile și mai bune. Statele Unite ale Americii ne sprijină și în lupta cu corupția. Da, este o luptă dificilă și lungă, dar suntem hotărâți să o ducem până la capăt. Prin sancționarea celor care încearcă să destabilizeze Moldova și să dezbine oamenii noștri, țara dumneavoastră contribuie la securitatea și stabilitatea noastră. Aceasta a fost a doua vizită a lui Antony Blinken în Republica Moldova după cea din martie 2022. Câteva zeci de persoane, majoritatea din Găgăuzia, condusă de Evgenia Guțul, o apropiată a oligarhului prorus Ilan Șor și a președintelui rus Vladimir Putin, s-au îmbrâncit cu poliția la intrarea în Chișinău dinspre aeroport. Ei au încercat să blocheze un bulevard în semn de protest față de vizita secretarului de stat american.